ziua! Mulțumesc mult că sunteți alături de noi. Vorbim despre un roman care ați văzut, ați simțit încă din titlu, Meciu Karenin, care evident are un substrat cultural foarte puternic. Dacă e Karenin, nu poate fi decât Ana Karenina, dar noi știm că Ana Karenina a avut o problemă foarte mare la sfârșitul vieții ei, care de altfel a fost foarte scurtă, sau mă rog, a fost scurtă. Așa că nu poate să nu ne stârnească firește curiozitatea acest titlu. Apoi, dacă începeți să citiți cartea, veți descoperi că, de fapt, felul în care autoarea scrie este foarte, foarte viu, foarte convingător și că povestea aceasta culturală este și foarte, foarte simpatică. Ideea de a amesteca personajele pe care noi le știm din literatură, da, Ana Karenina, nu ne-am gândit niciodată că există sau că a existat odată în realitate, nu? Nu ne-am gândit la asta, sau cel puțin eu nu am făcut-o. Personajele din cărți sunt în efemerul și într-un fel în realitatea cea mai grea și mai dură, care este cea a literaturii, nu în viața noastră concretă. Ei bine, aici este un amestec, cele două se întretaie, sunt un fel de banda lui Möbius. Ana Karenina, deodată prinde realitate și altfel, de fapt, convenția de la care pleacă Vesna Goldworthy este că ea a existat, a avut un model în realitate, că Tolstoi, firește, a cunoscut această familie foarte îndeaproape, că i-a scris povestea, povestea privilegiuită de Ana Karenina, în care Ana Karenina, știm, se sinucide din dragoste, din dragoste nefericită și din multe alte motive, nu doar din dragoste. Ei bine, Tolstoi cunoaște povestea asta, o scrie, familia aceea devine deodată extrem de vizibilă în mediile, în lumea, în lumea rusească a timpului și de aici până la transformarea acestui Meciu Karenin, care firește este fiul Anei Karenina. Este fiul Anei Karenina, dar nu a personajului, ci a modelului care a servit pentru conturarea acestui personaj. Și care tot așa s-a sinucis din dragoste și așa. Ei, este convenția, nu este decât atrăgătoare, este foarte provocatoare. Mie mi-a plăcut mult ideea de a amesteca așa realitatea cu ficțiunea și după aceea, când am început să citesc cartea, mi-a plăcut foarte mult stilul autoarei. Ea, cum ați auzit de la doamna Denisa Comănescu, recuperează anii imediat de după război, din Londra. Acolo se întâmplă acțiunea. Se întâmplă acțiunea într-o iarnă, începe, într-o iarnă nesfârșită, într-o iarnă foarte, foarte grea, care a existat cu adevărat. Adică această iarnă chiar s-a întâmplat, au fost nămeți de 3 metri. Toată povestea, fundalul, este din această iarnă. După aceea,
povestea lui, de tot ce se află în spatele poveștii lui, de cât este adevăr odată în cartea lui Tolstoi, cât este ficțiune, cum s-a desfășurat în cadrul realist viața celor doi copii al Anei Karenina, pentru că a avut doi copii, nu doar pe acest domn Mesiu Karenin, care este un prinț în continuare, sunt acele ranguri nobiliare, nu? Este un prinț, prințul Karenin. Și povestea este foarte, foarte interesantă, este foarte vie, vă recomand cartea. Pe mine aici m-a cucerit în foarte tare în partea de arheologie. E foarte greu pentru un scriitor să se ducă într-un trecut care nu este familiar. Și să-l facă atât de viu, să-l aducă în fața noastră extraordinar de coerent și cu foarte mare forță. Personajul Vesnei Golzorti reușește să facă asta. Este interesantă, știți cum este povestea? Trebuie să vă gândiți și la un film. Totul e așa ca dintr-un fel de film complex, cu o structură complexă. Apare ideea de film în carte. Acest personaj feminin ajunge într-un studio de filmare unde se face un film după Ana Karenina, normal, și unde trebuie să joace inclusiv nepoțelul domnului Karenin. Adică toate alunecările acestea din realitate, în ficțiune și iarăși întoarcerile către noi mi s-au părut foarte provocatoare și atrăgătoare. Ce mai vreau să vă spun? Dincolo de povestea asta cu Mesiu Karenin, pe care vă las să o descoperiți, că e povestea lui. Mie m-a plăcut foarte mult povestea femeii, acestei foste profesoare, căsătorită, dar o femeie foarte singură. Povestea relației de cuplu cu englezul cu care s-a căsătorit, care e tot timpul plecat, mereu are altă treabă, e un fel de sentiment al cuplului aflat în disoluție. Străinul de lângă tine, cel pe care l-a iubit și care încetul cu încetul, de fapt, își limitează teritoriul între atâta încât tu nu mai știi în ce poziție te afli. Veți simți această poveste, cât și, sigur, promisiunea promisiunea unei altfel de provocări a acestui personaj, provocări amoroase. Vă recomand cartea. Mă bucur că există. Am cunoscut-o pe autoare. Am fost la Filit, la Iași, ea a fost invitată acolo și chiar am fost întâmplător pe